Dacă nu era suficient decorat, municipiul Suceava de o bună perioadă de timp este. Cablurile care sunt trase de la un stâlp la altul, de la o mulțime de firme, fie ele de cablu, de electricitate sau din alt domeniu, au ajuns să atârne. Se poate în unele locuri chiar să spui că sunt adevărate balansoare. Având în vedere această situație și în urma sesizărilor făcute de suceveni, administrației publice locale, primarul Ion Lungu a decis să cheme la discuție operatorii de cablu din municipiu în vederea încheierii unor parteneriate publice-private pentru rezolvarea situației. Voi avea o discuție cu consilierii locali, să încercăm să facem și noi pentru o documentație pe care o promovăm în lista de investiții anul viitor, în ideea de a face acest parteneriat cu operatorii de cabluri, să încercăm să găsim soluții, să facem aceste canale pentru cabluri mai mult pe spațiile verzi, în așa fel încât să nu afectăm străzile și trotuarele deja efectuate. Am avut discuții de principii cu operatori mari, gen Orange, RGS, RDS, sunt dispuși într-o colaborare cu municipalitatea. Noi vom face documentația tehnică, studii de oportunitate și sper că anul viitor să putem prinde lista de investiții și să putem face un parteneriat cu aceste firme care sunt interesate să intre în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, pentru că aceste cabluri arată urât în primul rând, sunt și periculoase în al doilea rând. Așa cum se știe, ele n-au o inventariere foarte exactă. Noi am chemat pe proprietarii de cabluri să vină la inventariere, mulți n-au răspuns. După ce le-am tăiat noi cablurile, au venit să revendice că sunt ale lor. Deci este o problemă delicată pe care o avem de rezolvat și voi demara această procedură de realizare a unui studiu de oportunitate, indicatori tehnico-economici și intrarea într-un parteneriat cu acești operatori de cabluri.